Salut, balanțe! Voi face citirea pentru luna nouă, luna nouă care se perfectează pe data de 11 ianuarie la ora 13:56, ora Bucureștiului, în 20 de grade și 44 de minute, Capricorn. Pentru voi, această poziție a lunii noi este în casa a patra a balanțelor, cei care aveți în primul rând ascendentul în balanță. Puteți să vă uitați și dacă aveți zodia în balanță sau aveți mai multe planete în balanță. Deci este o casa a patra. Familie, cămin, relația cu partenerul de viață, relația cu un părinte de același sex, relații legate de trecut. Haideți să vedem ce sfat primiți din partea tarotului druid pentru această lună nouă, când voi puteți să începeți ceva, un proiect legat de casă, de cămin, de familie. Haideți să vedem la baza pachetului, iată roata norocului. Vă doriți să aveți noroc. Această roată a norocului nu arată neapărat că este suficient să vă doriți norocul și îl veți primi. Nu, este suficient să vă apropiați norocul. Și nu puteți să vă apropiați acest noroc decât dacă vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, să fiți corecți, să vă ascundeți scopurile, dar și perseverenți în această atitudine, atunci veți primi cheia puterii în palma voastră. Cele trei cărți, o carte de forță și încă una majoră, e ceva important pentru voi. Și iată și visarea. Mare atenție! Aici arată în primul rând că voi gândiți foarte bine, cumpătați foarte bine situația, vreți să echilibrați forțele, astfel încât să vă bucurați de acest curcubeu, să vă aduceți o persoană pe care o doriți în puterea voastră sau să ajungeți acolo unde vă doriți din punct de vedere social, din punct de vedere al reușitei. Este o arcană care reprezintă și săgetătorul. Este o arcană foarte benefică. Aici aveți împăratul. Împăratul poate să reprezinte o persoană mai autoritară. O persoană care are un aspect pe berbec, ascendent sau zodie în berbec, un bărbat. Un bărbat matur, un bărbat în vârstă, un bărbat autoritar, un bărbat care poate să vă dea un sfat, un bărbat care poate să vă ajute, fiindcă împăratul întotdeauna își protejează supușii, își sfătuie supușii, îi ajută. Deci am putea spune că voi cumpătați o situație, o analizați foarte bine și veți ajunge să apelați la sfaturile date de un berbec, care pot fi sfaturi foarte bune. Dar totuși aceste sfaturi pe care le primiți voi, aveți și un șapte de cupe. Șapte de cupe arată totuși că voi sunteți visători. Vă gândiți la diferite situații, vă imaginați foarte mult lucruri care nu se vor întâmpla, dar voi vi le imaginați. Sunteți într-o stare de visare, de amăgire, fiindcă întotdeauna șapte de cupe se încheie până la urmă și cu realitatea. Veți vedea realitatea. Realitatea care vă spune, în primul rând, această cumpătare care poate să fie atitudinea voastră, dar și împăratul. Haideți să vedem ce spun runele legate de acest aspect pe care îl aveți voi aici. Așa cum am spus, este un aspect foarte important pentru balanțe. Și iată că aveți o mutare. Nu
avem decât 2 rune. Runele de data asta cred că nu vă dau nicio șansă. Și este o rună care arată o pierdere și o rună care arată că dacă voi vreți să vă mutați cu locuința, cu casa, să vă separați de părinți, să mergeți în altă parte, acest lucru nu va fi benefic pentru voi, nu este un moment bun. Și aici aveți o rună care vă atenționează că veți pierde. Fie că voi aștepta să primiți niște bani și nu veți primi acești bani, fie că cheltuielile sunt foarte mari și veți pierde foarte mult, dar oricum nici aici nu apare... cum se spun, câștig legat de bani, din contră apare această amăgire. Deci, cumva, voi veți primi un sfat din partea unei persoane cu mai multă experiență. Acum va trebui să analizați acest sfat, să-l gândiți foarte bine și să vedeți ce aveți de făcut și renunțați la această visare, veniți cu picioarele pe pământ, fiindcă altfel s-ar putea într-adevăr să aveți o pierdere. Eu vă doresc numai bine balanțelor și nu uitați, vă mulțumesc pentru timpul acordat, nu uitați dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!